Sunt în continuare zeci de pacienți internați în spitalele din capitală. Cei mai mulți dintre ei sunt la Spitalul Floreasca, o unitate medicală care de altfel seara trecută a făcut și cea mai mare parte a triajului acestor pacienți. Cei mai mulți dintre cei care sunt în continuare internați la Spitalul Floreasca sunt pompierii care au fost surprinși de cea de-a treia explozie de seara trecută. Puțin mai devreme, Ministrul Sănătății a fost să-i viziteze și să vadă care este starea lor de sănătate. Spunea că cei mai mulți dintre ei au șanse mari să-și revine. Nu doar la Floreasca sunt internați pacienți, ci și la Spitalul Bagdasar Arsen, la Universitar, la Spitalul Elias, dar și la Spitalul de Arș. Așa cum spuneai și tu, au fost făcute transferuri, însă în continuare în spitalele din România, în acest moment sunt pacienți cu arsuri de peste 90% pe suprafața corpului, ceea ce înseamnă că aceștia nu pot fi transportați în străinătate. Ilinca, dar ce se întâmplă cu pacienții care vor fi tratați în străinătate? Iată, Loredana, încă de noaptea trecută am văzut un tur de forță, dacă putem să-i spunem așa. O aeronavă militară a decolat prima dată noaptea trecută către Bruxelles. Acolo au plecat doi dintre cei care locuiau în apropierea exploziei. Mai apoi, înspre dimineață, o altă aeronavă a plecat către Milano cu doi dintre pompieri. Potrivit unor surse, unul dintre bărbații care a fost surprins de explozie este în stare gravă, iar medicii fac tot posibilul să îl țină în viață. Și astăzi am văzut în continuare transferuri. În total vor fi 12 persoane care vor fi trimise în străinătate. În această după-amiază, iată, au fost iarăși două zboruri în afara țării. O parte dintre ei au plecat spre Austria și spre Germania, iar în această seară ne așteptăm la încă un transfer către Norvegia. Motivul transferului a fost legat de capacitatea limitată de spitalizare a pacienților ARS. Știți bine că noi avem la nivel național circa 30 de paturi pentru pacienții mari ARS. Seara aveam libere 6 locuri, 5 în București și 1 la Timișoara. Aveam în circa 60 de paturi de terapie intensivă alocate cu ventilatoare, drept care toți pacienții care aveau nevoie de îngrijire, de terapie intensivă, au primit acest tip de îngrijire medicală. În momentul în care aceste evoluția stărilor de sănătate este monitorizată, există și posibilitatea suplimentării acestor transferuri la care făceam referire, dar pe măsură ce pacienții au fost sau sunt transferați în spitalele din străinătate, se eliberează și locuri în spitalele pentru arși din București. Aparținătorii celor transferanți, care îi vor putea însoți în țara de destinație, unde vor avea de asemenea suport social și asistență consulară, iar cheltuielile de transport și de cazare vor fi acoperite de Guvernul României.